Este adevărat. Este adevărat. Nu poate să fie. Nu credeți pe Avram, bătrânul? Nu, nu. Nu a fost aici niciun leu. Dar tu de unde știi? Eu vă spun că aici au fost lei. Desigur că voi nu-i vedeți pentru că eu i-am alungat. Nu. Nu te credem. Atunci mergeți acasă dacă nu vreți să ascultați istorii adevărate. Nu vreau să pierd timpul cu copii care nu estimează pe cei mai în vârstă. Duceți-vă, duceți-vă. Cu ce pot să te ajut, micuțule? Eu vreau ca tu să fii tăticul meu. Fugi acasă și eu îți promit că nu voi spune aceasta tatălui tău. O, Doamne, eu așa iubesc copiii. Au trecut deja 10 ani de când Tu ne-ai promis un copil. Oare făgăduințele Tale și-au pierdut puterea? Avram și Isaac. Mie mi s-a spus că tu vrei să vorbești cu mine. De ce roba ta plânge? Agar s-a liniștit. Atunci de ce? Avram, eu cu bucurie ți-aș fi dăruit un fiu, dar mă tem că eu nu o să pot naște. O, Sara, te rog, ascultă-mă. Eu vreau ca să o iei de soție pe roaba mea Agar, ca ea să-ți nască un copil. Avram, fii de acord, pentru mine. Sara, dar tu ești soția mea, dar eu n-am să pot să-ți nasc ție un fiu pe care l-a promis Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu a promis urmași mulți ca stelele cerului. El își va împlini făgăduința. Poate făgăduințele sale se vor împlini cu altcineva. Nu mai gândește-te, Avram, un fiu pe care atât de mult l-ai așteptat. Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Tu ai un dar deosebit, Ismael. Tată, aceasta nu este un dar. Pur și simplu, eu am exersat stăruitor. Ismael, dacă tu vrei ca să moștenești toate binecuvântările pe care mi le-a dat Dumnezeu, atunci trebuie să simți mâna Lui în orice lucrare bună. Acum du-te. Tată, tu ai putut să vinzi acest miel și să ai nu puțini bani. Aș fi putut, dar Dumnezeu mi-a poruncit ca să aducem jertfe. De ce să nu iei o oiță bolnavă? De ce să o jertfești pe cea mai bună din turmă? Pentru că Domnul mi-a spus despre aceasta. Jertfind ce este mai bun, noi arătăm smerenie și mulțumire. Dar oare ce noi trebuie ca totdeauna să ascultăm ceea ce ne spune Dumnezeu? Da, totdeauna. Totdeauna. O, Doamne, primește jertfa ca semn al mulțumirii noastre.
Ismail, nu fugi așa departe. O, Doamne, cum să educ un așa copil încăpățânat? Eu sunt Dumnezeul Atotputernic. Am pus legământul meu între mine și tine. Eu ascult, Doamne. Vezi țara înaintea ta? Va fi pentru vecie, seminției tale, pentru totdeauna. Și mai mult, nu te vei mai numi Avram, ci vei fi chemat Avraam. Avraam, dar pe soția ta Sarai, eu am să o binecuvântez și voi da un fiu. Și vei pune numele Isaac. Și el va moșteni tot ce eu ție ți-am dat. Soția mea, un fiu. Doamne, dar Ismail, îl voi binecuvânta și voi avea grijă de el. Dar legământul va fi cu Isaac. 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 Isaac, fiul meu, cât de mult cu mama am așteptat un fiu, tu vei moșteni tot ce mi-a dat Domnul. Isaac, micuțul Isaac. Eu numai ce am spălat aceasta, Isaac. Du-te și te joacă în altă parte. Eu vreau să mă joc aici. Nu, pleacă! Isaac! Isaac! Mă scuzați, doamnă, nu am observat. Tu nu ai avut grijă de el. Eu pur și simplu, el ar fi putut să se nece. De ce eu trebuie să am grijă de copilul tău? Tu doar ești în căroaba mea. Dar eu sunt și soția lui Avraam, mama întâiului lui născut. Ea vrea să-l omoare. Nu. Nu. Eu îți vorbesc. Și Ismail la fel vrea. Eu aceasta văd. Sara, tu le inventezi. Și aceasta din cauza marii dragoste pe care o ai pentru el.
Agar și Ismail îl iubesc pe Isaac. Hai să vezi. Tatăl niciodată n-a dat un ospăț în cinstea mea. Oh, te-ai speriat. Fii atent ca tatăl să nu-și vadă micuțul suferind. Fii atent ca să nu te arzi. Atent. Oprește-te. Feciorașul lui Avram scâncește. De ce plângi? Tatăl îți va lăsa tot ce are. Hai, feciorașul tatei, hai. Oprește-te. Dă-te la o parte, Ismail. Cred că acum vezi și tu. Izgonește-o pe Agar și pe copil. Ismail este fiul meu, Sara. Dar Isaac este copilul nostru. Ismail este un copil rău și neascultător. Dacă vrei ca Isaac să fie în viață, alungă-i. O, Doamne, mă tem că Sara are dreptate. Poate eu trebuie să alung pe întâiul meu născut? Avram, ascultă-o în toate pe soția ta, Sara. Eu voi păzi pe Ismail. 12 voievozi se vor naște din el și el va fi un popor mare. Dar cu Isaac voi face legământul meu, cel promis. Tu ești mai scump decât răsăritul. Copilul meu, mai dulce decât mierea, scumpul meu, a venit ziua care atât de mult am așteptat-o. Dar acum copilul meu vesel aleargă. Iată, el acum doarme alături de mine, îmi aduce bucurie tot timpul. Eu sunt mulțumit de darul fără preț. Îl voi iubi și binecuvânta, numai ca să-l văd fericit. Copilul visurilor mele, copilul meu, știi tu, Isaac, de ce noi jertim pe cel mai bun miel? Da, tată, Dumnezeu ne-a dat de toate. De ce el merită ce este mai bun? Isaac, în viață nu este nimic mai important decât să urmezi poruncile lui Dumnezeu. Promitem că totdeauna vei împlini ceea ce Domnul îți va cere. Promit, tată. Totdeauna. Avram, îți poruncesc. Te ascult pe tine, Doamne. Ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te în țara Moria. Ridică-te pe un munte pe care ți-l voi arăta și adu-l pe Isaac ca ardere de tot.
Doamne, de ce ceri aceasta de la mine? 100 de ani am așteptat acest fiu. Spune-mi, Doamne, de ce? Oare nu am păcătuit eu? Arată-mi vina și o voi răscumpăra. Eu îl iubesc pe el, Doamne. Să mergem, tată. Măgărușul este încărcat, gata de plecare. Foarte bine. Noi trebuie să plecăm dacă... Eu am spus foarte bine. Tată, iartă-mă că te-am întrerupt. Nu, nu este nimic. Na, aceasta. Ce te neliniștește, Avram? Ce s-a întâmplat? Nimic. Drumul până în Țara Mare este lung, dar nu știu, parcă am obosit. Da, pentru bătrânul Avram este nu o deplasare ușoară. Sara. Avram, ce-i cu tine? Nimic. Am obosit. Inima mea bate mai des atunci când te văd pe tine. Isaac, ia-ți rămas bun de la mama. La revedere, mama. Cred că va fi totul bine cu tine. Îmbrățișează-l strâns, Sara. Îmbrățișează-l strâns. Când privesc acest copil, văd bunătatea ta. Cum pot eu să distrug totul? Unde voi mai vedea așa ceva? Cum să pun capăt nevinovăției? Rămâneți aici, iar noi cu Isaac vom merge mai departe. Să mergem. Tată, dar cuțitul? Urmându-mi greșeala, eu totdeauna găseam puteri. Dar acum inima mea tremură de frică. Ajută-mă, Doamne, să te înțeleg pe tine. Tată, iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru jertfă? Unde? Domnul va purta de grijă. Eu nu pot să înțeleg planurile tale, dar totuși tu ești Dumnezeul meu, dătătorul vieții. Și tu ai spus, eu fac aceasta din cauza că te iubesc pe tine, Doamne, mai mult decât viața mea. Ce s-a întâmplat, tată? Înțelegi? Mielul nu va fi fiule.
Dar tu ai zis că Domnul va purta de grijă. El vede. Nu. Tată, nu te deranja. Isaac, tu ești mielul. Tu ești jertfa pe care o cere Domnul. Tată, eu trebuie să mă supun. Nu știu de ce, dar trebuie. Da, tată. Isaac, eu te iubesc. Avram, nu ridica mâna împotriva copilului, căci acum știu că tu iubești pe Domnul, că tu nu ai cruțat pe singurul tău fiu. Te binecuvântez pe tine, Avram. Te binecuvântez. O, fiul meu! Fiul meu! Uită-te acolo! Isaac, tu ai avut dreptate! Domnul are grijă! Domnul are grijă! Avram, pentru că n-ai cruțat pe singurul tău fiu, voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Și toate semințiile pământului vor fi binecuvântate în tine, pentru că tu ai ascultat de glasul meu.